Mister, închidem play-out-ul, cum se spune. Play-out-ul, da. Play-out-ul cu CSM Mioveni. Cum va fi? Vrem să-l tratăm foarte serios acest meci și cu siguranță vor apărea și noutăți în teren, chiar dacă poate nu pe parcurs, nu de la început, poate pe parcurs, jucători tineri. Și aș vrea să terminăm cu un rezultat favorabil, chiar dacă nu, să zic așa, nu mai este o miză atât de mare. E întâmplătoare ținutatea de astăzi, pentru că mereu vine în training. Sunt mai multe motive. Unul, în primul rând, că până acum eram în training, de ce? Că eram la munca de jos, să zic așa. Am muncit, am stat aproape de băieți împreună cu ei, am avut multe momente frumoase. Am avut, nu doar în timpul antrenamentului, cât și după, pentru că au fost multe discuții. Deci a fost o muncă de jos și am învățat și eu de la... Sau i-am admirat pe antrenorii cu care am lucrat, gen Ben Schuster sau Mircea Lucescu. Băi, băiatule, când muncești, ești conectat la muncă, când ți-ai atins un obiectiv și ești mulțumit de ceea ce ai realizat, îmbracă-te frumos. De ce ești mulțumit de ceea ce ai realizat? Și mai mult decât atât, faptul că după acest meci sunt două lucruri foarte, foarte importante. În primul rând, menținerea echipei în prima ligă și în al doilea rând, și nu pot să le pun într-un clasament, faptul că Mitzi Roman, după o perioadă de fotbalist, după aproape 300 de meciuri sau ceva gen, 300 și de meciuri, va trece și el la costum. Și Edi Pap, după o perioadă foarte frumoasă aici, care și-a făcut pe deplin datoria și a fost unul dintre cei mai buni portari din România și este, chiar dacă nu o să mai activeze la clubul din Botoșani, și a făcut pe deplin datoria și nu numai pe teren. Și vă spun că noi acum, la momentul acesta, avem un portar cu potențial și mă refer la Răzvan, la Ducan, dar datorită acestui băiat, Edi Pap, acest tânăr de perspectivă a căpătat încredere, a fost ajutat pe lângă munca care a făcut-o cu Alin Bordeanu. Vă spun, un merit foarte mare l-are Edi Pap. De ce? Pentru că sunt multe situații când portarul titular, pentru că Edi Pap a fost portarul titular al acestei echipe, i-a cedat locul în poartă cu încredere, cu entuziasm, cu toate sfaturile care le-a dat. De aceea vreau să-l felicit, pentru că, într-adevăr, pe lângă faptul că are calitatea asta de portar, de jucător, are și o calitate umană pe care trebuie cu toții să o admirăm. Ce mesaj ai pentru Botoșani, pentru meciul de sâmbătă? Tot ceea ce s-a realizat până acum, faptul că noi am menținut această echipă în prima ligă, pentru că n-a fost ușor și vedeți și dumneavoastră ce meciuri sunt în continuare, pentru că sunt echipe cu nume care se bat pentru menținerea în prima ligă și încă nu se știe cine va rămâne, cine va pica. Faptul că noi am reușit menținerea în prima ligă a fost și datorită oamenilor care au venit la stadion. Mai mult decât atât, au fost momente când ne-au încurajat, au fost momente când ne-au aplaudat, au fost momente când am avut nevoie de sprijinul lor și a venit. Le mulțumesc din suflet, le mulțumesc pentru că fără ei era de un milion de ori mai greu. Chiar dacă noi am muncit zi de zi să ajungem la să fim liniștiți, că relaxați nu putem spune că suntem, dar suntem liniștiți, pentru că mai este un meci, fără ei ne era destul de greu. Le mulțumesc și sper ca și la ultima partidă, chiar dacă o să fie și jucători tineri sau jucători noi care au jucat mai puțin în acest campionat, o să fie pe teren, vreau ca să-i încurajeze și să-i ducă spre victorie. Este ultimul meci al lui Mihai Roman în carieră, ultimul meci al lui de la noi. Este ultimul meci pentru dumneavoastră ca antrenorul FC Botoșani? Eu am contract până pe 36
acest an, în acest an. Obiectivul meu a fost menținerea echipei în prima ligă. Știți și dumneavoastră când am venit, în ce situație era, era echipa, și nu vreau să, eu știu, să acuz pe cineva, este o realitate. Și plus meciurile care urmau, faptul că jucam CFR, FCSB, CSU, iar noi din toate astea am luat 4 puncte. Plus după aceea a început acela de campionat. Deci obiectivul meu a fost, încă o dată mă repet, menținerea în prima ligă. Și am contract care se încheie pe 30-a 6-a anul acesta. Mai departe, am avut o înțelegere. Dacă lucrurile sunt în regulă, vom continua. Dacă nu, niciun fel de problemă. Eu sunt mulțumit, împăcat, fericit pentru acești băieți. Pentru că au dat mai mult decât maxim. Au fost meciuri în care s-au autodepășit. Fiecare cu minutele care au jucat. Bravo lor! Ați avut o discuție, nu știu, în ultima săptămână cu cei din conducerea clubului, referitor la statul dumneavoastră? Da, am... Ceva v-a asigurat ceva? Sau... Nu, am discutat și discuția noastră a fost special pentru meciul cu Mioveni și vom vedea. Meciul meu cu Mioveni, de aceea nu vreau ca să-l dăm deoparte, pentru că, cel puțin pentru mine, orice meci, indiferent că este amical, că este fără vreun impact în clasament, este foarte important. Și de aceea trebuie să ne și canalizăm. După aceea, atâta mai e de... Eu mă gândesc că au pornit toate discuțiile astea referitoare la un nou antrenor, nu știu, evoluția echipei pe teren propriu, care s-a dorit în acest play-out, sau de unde credeți totuși că neîncrederea asta în dumneavoastră, sau auzi zgonurile astea, ar vin un alt antrenor? Acum, sincer, de să discutăm așa un pic. Alte echipe, vedeți cum se zbat pentru un punct, pentru trei puncte. Alte echipe fac, vedeți ce se întâmplă la Cluj. La, acum ce emoții, Clujul a scăpat, Neluțu s-a avut felicitat. Adică lucrurile astea, nu stăm să ne uităm că trebuia să dăm lungă sau să dăm scurtă sau... Pe noi ne-a interesat punctele. Iar liniștea asta care noi am obținut-o înainte cu două sau trei etape, faptul că menținem echipa în prima ligă, pentru mine este cea mai mare bucurie. De ce? Că am venit la echipa asta, pentru băieții ăștia și pentru Valeriu Eftime. Pentru asta am venit. Am venit pentru băieții ăștia, că am crezut în ei, chiar dacă erau debusolați sau triști, și nu o spun doar asta, era o realitate, și am reușit ceea ce mulți nu credeau. Pentru că atunci eu, când am venit la această echipă, știți cam în ce situație era și marea majoritate a specialiștilor o vedeau retrogradată. Iar am venit, am avut discuții cu jucătorii, mergem, am făcut un grup, cu bune, cu rele, cu nereușite, acum asta este, până la urmă, asta este subiectul. Că vroiam și noi să facem spectacol, am făcut și spectacol, am jucat cu Petrol acasă 5. Au fost meciuri cu Rapid, chiar dacă am pierdut spectacolul, lumea fericită. Asta este o realitate. Și puncte. Punctele, că acum, poate, dacă nu eram echilibrați și nu eram atenți și nu făceam, eu știu, nu aveam o stare de spirit bună, poate acum plângeam. Cum, de altfel, o să fie echipe care vor plânge. Iar noi suntem liniștiți. Sigur că toți ne dorim mai mult și eu îmi doresc să câștig campionatul. Dar sunt realist. Sunt realist, am optimism în mine, dar nu se dereglează una față de cealaltă. Vă considerați neîndreptățit în cazul în care s-ar lua în calcul despărțirea de dumneavoastră? Având în vedere că v-ați îndeplinit obiectivul, clar. Da, dar am... Un lot modest. Asta este opinia noastră. Eu spun că este un lot care s-a autodepășit. Sigur că există tot timpul în viața fiecărei echipe, să știu să fac transferul în următoarea perioadă, dar nu mă simt neîndreptățit. Eu mă simt împlinit și fericit. Vă spun cu mâna pe inimă. Sunt atât de bucuros că acești băieți au menținut această echipă în prima ligă, cu toți. Eu cu staful meu, începând cu Alin Bordeanu, cu Stelu Isac, cu Daniel Șchiopu, cu Bobby Verdeș, cu toți oamenii care au fost aproape de echipă, cu patronul clubului, cu Nea Valer, care venea și îmi suplimenta primele sau ne dădea tot. Publicul, care este foarte important și a fost foarte important, noi toți am realizat acest obiectiv ca oamenii din Botoșani să vină în continuare să vadă meciuri de prima ligă. Pentru că, încă o dată, nu uitați în ce moment
am venit. Nu uitați cam ce speranțe aveau fiecare dintre ei, dintre oamenii care iubesc această echipă. Erau spre zero. Și asta este o realitate. Să nu uităm. Mai departe, nu mă simt neîndreptățit, eu sunt, v-am spus, împăcat că am reușit, împreună cu ce v-am spus mai devreme, cu cine v-am spus, că menținem Botoșanul pe harta fotbalului românesc, mai ales într-un campionat care a fost incredibil de greu. Și vedeți că încă nu s-a terminat, iar noi stăm liniștiți, îmbrăcați frumos, eleganți. Asta îmi place. Vreau să spunem felicitări și chiar mulțumesc și mulțumesc în numele Botoșanului pentru ce a făcut pentru FC Botoșani. Da, vă mulțumesc din suflet, pentru că a fost o perioadă frumoasă din cariera mea și din viața mea, în care am petrecut-o la Botoșani 6 ani, nu este puțin, dar știți cum e, în orice are un început, are și un sfârșit. În momentul de față se apropie momentul în care eu voi pleca de la această echipă. Plec cu sufletul împăcat că am dat tot pentru echipa asta și eu cred că am făcut tot ce a depins de mine ca să obținem cele mai bune rezultate. Într-adevăr, au fost și momente mai grele, dar eu cred că au fost mai mult momente bune decât grele. Nu pot zic decât că sunt bucuros, sunt fericit că și anul acesta am reușit să menținem echipa în prima ligă. Un an greu, un sezon greu, cu echipe foarte puternice, cu bugete foarte mari, cu care noi, din păcate, nu putem să ne batem. Dacă ne uităm și acum cine se bate la retrogradare și dacă au zis ce salarii au, ne luăm de cap și plecăm acum. Doar așa, la Botoșani, cu banii luați, cu salarii mai micuțe, cu grup bun, unit. Eu cred că în fiecare an am făcut o treabă foarte bună. Într-adevăr, anul ăsta a fost un an mai greu și așa este, cum zice și Mister în iarnă, când a venit el, eram într-o situație în care toată lumea zicea Botoșani e prima căzută. Ne-am strâns, ne-am pansat, ne-am ce am făcut și uitați că până la urmă am scos-o la capăt. Nu putem decât să fim fericiți și să mergem înainte. Simți nevoie de o nouă provocare de luat această decizie? Da, nu știu neapărat dacă este să simt nevoia. Nu că aici n-aș mai fi fost motivat sau să fac ceva, doar că este o variantă foarte bună pentru mine, pentru viitorul meu. Și eu cred că în momentul de față de am și luat această decizie, cred că este cea mai bună variantă pentru mine. Nu pot să zic că aici nu era o variantă bună, dar în momentul de față asta este alegerea mea, a familiei mele. Au fost 6 ani frumoși la Botoșani, în care cred că sunt portarul cu cele mai multe meciuri din istoria acestei echipe, cu rezultate destul de bune, cu play-off-uri prinse, cu tur de Conference League jucat, semifinală de Cupa României. Nu pot decât să-i mulțumesc domnului Valeriu Iftime pentru tot ce a făcut pentru mine, să mulțumesc tuturor antrenorilor cu care am lucrat la această echipă. Cu toată lumea m-am înțeles bine, cu toți antrenorii cu care am lucrat am lăsat loc de bună ziua și în orice moment, dacă o să ne întâlnim, ne strângem mâna și ne uităm ochi în ochi și nu am nicio problemă, n-am avut nicio problemă cu nimeni, cu toți oamenii din organigrama clubului, începând de la magazioneri, masiori, staff tehnic, conducere, cu toată lumea am avut o relație foarte bună. Vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor că m-au făcut să mă simt bine. A fost o perioadă frumoasă din viața mea, dar care se va încheia sâmbătă. Pentru hater, ce mesaj ai? Le mulțumesc atât, că m-au făcut mai bun. Iată, a venit momentul, nu știu dacă mult așteptat. Cum e? Ce sentimente ai? Da, vă dați seama, nu e ușor atunci când se încheie un ciclu, o perioadă frumoasă din viața mea. Până la urmă, mai devreme sau mai târziu, lucrurile astea se întâmplă la fiecare jucător, se ajunge la sfârșitul de carieră ca fotbalist.
În general nu am regrete, am reușit să fac o față tuturor provocărilor din fotbal. Am avut și momente bune, am avut și multe momente dificile. Dar lucrurile astea m-au întărit. Nu pot decât să mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine acum în momentul de față. Am reușit să-mi închei cariera cu bine. Sunt pe de o parte fericit pentru lucrul acesta. Acum, sâmbătă, o să fie ultimul meci al meu din Liga 1. O să vreau, dacă o să-mi ajute Dumnezeu, să fac și un meci de retragere. O să vedem în ce perioadă, când o să fie mai multă lume liberă. Și nu pot decât să mulțumesc tuturor antrenorilor cu care am avut momente mai mult frumoase, tuturor colegilor cu care am, la toate echipele la care am fost, au fost, m-au primit foarte, foarte bine, domnului Valeriu Iftimie pentru tot, tuturor suporterilor, prietenilor, familiei care au fost mereu alături de mine. Și mergem mai departe. Acum am avut o discuție cu domnul Iftimie. Cred că o să rămân în cadrul clubului și o să vedem ce ne rezervă viitor. Ai dat comandă de costum? Nu, am dat. Am costum eu. Nu trebuie să dau. Dar la ceea ce fac eu încă nu trebuie costum. Te-ai hotărât ce cale da, am avut discuții cu domnul Iftimie, am înțeles că o să fiu team manager în locul lui Adi și acum să vedem cât de greu o să treacă perioada asta care o să fie între jucători și ce o să fac eu. Eu sper că nu o să fie dificil, pentru că o să fiu aici cu echipa, o să treacă mai ușor toate lucrurile care o să fie mai dificile. Cel mai frumos gol al carierei, care a fost? Nu mi-aduc aminte. Cam prea multe ai dat și eu acum. Am dat nici multe, nici puține, dar nu știu, cel mai frumos a fost un gol anulat. Deși n-a fost offside, a fost cu Herenveen. La Rapid. Nu știu, am avut un gol frumos care mi-l aduc aminte cu Iași aici. Cu 3-3, mi se pare că s-a terminat. Spectacol fotbalistic. Da, un meci frumos. Spectacol fotbalistic. Da. Am mai avut și la Rapid, mi-amintesc un gol frumos. Da. Și meciul care ți-a rămas la inimă din toată cariera ta? Meciurile în general de la Rapid, pentru că, cum știți, la Rapid sunt niște meciuri speciale, eu așa, cel puțin așa m-am simțit la Rapid. Atmosfera care este totul de acolo îți dă o altă încredere, dar cred că meciul cu Rapid Viena, cu FCSB-ul, când l-am câștigat acasă, deși nu ne-am calificat, pentru mine a fost un meci reușit. Împlinit? Total? Total nu pot să fiu împlinit, pentru că, așa cum am mai spus, e o perioadă nu foarte ușoară, atunci când, pentru orice jucător, când își încheie cariera. Dar, cum am mai spus, da, de o parte, sunt una peste alta, sunt împlinit. Mulțumesc și mult succes! Mulțumesc frumos!